Ne întoarcem în 1990-1991. Începeți reconstrucția da. ansamblului Ciocârlia în cadrul Ministerului de Interne. Da. Dar cunoașteți dumneavoastră că, legat de anul de naștere, iată cum totul devine la un moment dat un destin, da. și nu doar o întâmplare. Vorbeam despre uh, punctele importante din istorie 1948 anul da. de, de naștere. Vorbeam despre faptul că dumneavoastră uh, în Ministerul de Interne intrați după uh, revoluție și reconstruiți da. practic uh, ansamblul Ciocârlia. dar în 1948 a fost înființată și echipa de fotbal Dinamo. Și atunci Unirea Tricolor exact. București. Tot care ținea tot de Ministerul de Interne. Sunteți da. dinamovist? Toată viața când am devenit cadru activ în Ministerul de la Ciocârlia și la Direcția de Cultură din vremea aceea, am cotizat la Dinamo. Dar eu, echipa mea de su suflet, știți care este? Steaua și Ucluj, fiind studiat la Cluj. La Cluj, la conservator. Da, cu șepcele roșii, alta dată. Steaua care este steaua? Steaua cea mare. Steaua FCSB sau steaua din uh, Liga 2? No, din Liga 2, acum, că este steaua adevărată. Asta nu știu. Dacă Dar nu un... vă ustura sufletul să fiți stelist, să iubiți pe Lăcătuș, pe, pe păi, toți Stoica, da și... pe bioloni și ala... să cotizați către <coughs> no, no. Ioana no, no. Andone, no, no. Mateuț răduceți. Păi și mie și Andone am fost cu el odată și în Cipru, când i-a antrenat el acolo, cu Andone la fel, așa, cu lăcătuși din acelastea, steaua. Eu sunt și nașul de curunie, Dumnezeu să al lui Didi Prodan. Al de regretatului Didi da, regretatul, da, Fratele meu l-a crescut pe Didi de când era copil în satul mare. Da. Și vreau să vă spun că era eram înnebunit după cei de la steaua și sunt cu adevărat fan echipei steaua de altă dată. Agi și alții. Suferiți la meciurile lor? Sigur că da. Sigur, așa da. cum da, eu urmăresc. Vor și vor reveni. Dacă, prima dacă îi se va permite până la urmă accesul în prima ligă și va promova un meci Steaua în Superliga României, U Cluj, U Cluj, cu cine veți ține? E <coughs> egal vreau să fie. <laughs>